Proiectul Identitate Românească în Comunitățile Istorice, implementat de Radio Trinitas în perioada iulie-octombrie 2024, a ajuns la final. Proiectul finanțat de Departamentul pentru Românii de pretutindeni a avut ca obiective promovarea patrimoniului cultural și spiritual românesc din comunitățile istorice din Ucraina și Serbia și întărirea legăturii dintre românii din afara granițelor. Peste 30 de interviuri au fost realizate în cadrul proiectului Identitatea Românească în Comunitățile Istorice cu reprezentanței bisericii, școlilor și universităților, autorităților locale și asociațiilor românești, membri ai comunităților istorice care apără identitatea culturală și spirituală românească. Reporterii radioului Trinita s-au realizat și 5 reportaje despre viața și activitatea românilor din cele 14 comunități istorice din Serbia și Ucraina vizate de proiect. De asemenea, în septembrie și octombrie la Radio Trinita s-au fost difuzate 20 de ediții ale emisiunii Suflet Românesc, ce au cuprins reportaje și interviuri despre patrimoniul cultural și spiritual românesc, dar și despre păstrarea tradițiilor. Suflet românesc Suflet Românesc este o emisiune în cadrul proiectului Identitate Românească în comunitățile istorice desfășurat de radioul Trinitas cu finanțarea Departamentului Românilor de pretutindeni. Continuăm seria de interviuri și reportaje despre comunitățile românești din jurul granițelor din Serbia și Ucraina. Radio Trinitas a desfășurat și campania media Românii de lângă granițe, care a avut ca scop susținerea și păstrarea identității românești în Serbia și Ucraina și promovarea românilor care trăiesc în comunitățile istorice. Emisiunea Suflet Românesc și spoturile din campania media Românii de lângă granițe sunt disponibile online pe pagina Radio Trinitas.